Ne-am întors la Miercurea Ciuc pentru acest meci din etapa a doua a Ligii Secunde. Csíkszereda și Astra Giurgiu la egalitate 0-0, dar sigur e un scor care nu reflectă în niciun fel realitatea din teren. Au fost multiple ocazii și chiar gol anulat, toate la poarta Astrei, pentru că echipa lui Valentin Suciu, Csíkszereda, a avut control total, posesie în jumătate adversă, ocazii mari la șutul lui Kuznauskas, minutul al 9-lea, de asemenea Jebari, minutul 10, chiar mai înainte de asta portarul Popa, care este fără discuții cel mai bun jucător de pe teren, a mai intervenit odată. Să vedem dacă Astra Giurgiu are, eu știu, puterea să reziste încă 45 de minute. Cred că doar printr-un noroc deosebit s-ar putea alege cu mai mult de un punct. Cred că a ieșit Attila Ciuroș, dacă am văzut bine. Și în locul său a intrat Laurent Kovac. Vom vedea imediat. Da, aceasta este schimbarea. Kovac, Laurent, după felul în care se citesc numele de origine maghiară. A început repriza a doua, Csíkszereda având echipamentul roșu-negru. Spuneam, aceasta este antipenultima partidă acestei etape a doua. Mâine se vor mai juca Dunărea Călăraș, Poli Timișoara, respectiv Viitor Pandurii Târgu Jiu, Steaua București. Centrarea lui Jebari. Faul comis de noul intrat, care cred că ar trebui să ia și galben. Da. Laurent Kovac vede galben foarte devreme. Era un galben dat pentru Dragoș Gheorghe de la Astra. Fusese singurul avertisment. Intervenția asupra lui Zamfir, fără discuție, întârziată de la spate, îi pune piedică. Deocamdată nu pare să fie o schimbare inspirată aceasta, cu Laurent Kovac pe teren în locul lui Attila Ciuroș. Însă, sigur, capitanul echipei din Miercurea Ciuc probabil a resimțit niște dureri. Spuneam, un sezon de Liga a doua, abia început, în urmă cu o săptămână, cu 20 de echipe. Să vedem câte vor termina, pentru că știm bine și în sezonele anterioare s-a întâmplat ca una sau poate chiar mai multe echipe să nu poată trece linia de sosire, și asta a dat peste cap serios felul în care a arătat Liga a doua. Jebari ajunge la această minge. Anul acesta se va juca până undeva în 4 decembrie. Dacă cineva se plânge acum de căldură, să vedeți cum or să se plângă de frig în acea perioadă, la Miercurea Ciuc cel puțin, când poți să ai și minus 10, minus 15 grade. Ultimele trei etape din sezonul regulat se vor desfășura în 2022, în februarie pe 26, respectiv pe 5 și 12 martie. Și abia apoi se va intra în sistemul play-off, play-out. Vedem aici acțiunea lui Levante Bara, pasă în dreapta până la Kuznauskas.
Primele 6 clasate ale sezonului regulat vor fi în play-off, vor juca tur-retur, adică vor avea 10 meciuri, așa cum s-a întâmplat și în sezonul anterior, în timp ce locurile de la 7 la 20 inclusiv vor fi repartizate în două serii de play-out, jucând însă meciuri doar tur, adică 6 partide de fiecare. Interesant este și felul în care va fi determinat locul în cele două grupe, cum te duci, în care dintre grupă te duci, în A sau în B. În grupa A vor merge locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18 și 19. Evident, în grupa B ajung celelalte. Asta pentru ca cele două grupe să fie echilibrate valorii. Trebuie spus că la finalul play-off-ului vor promova direct în Liga 1 echipele aflate pe poziția 1 și 2, pe aceste două poziții, urmând ca echipele de pe locul al 3-lea, respectiv al 4-lea, să dispute baraj în dublă manșă, cu formații clasate pe 8, respectiv 7, în play-out-ul Ligii 1. Atât cum s-a jucat și în sezonul anterior. De amintit că locurile 9 și 10 din play-out-ul Ligii 1 vor retrograda direct în Liga 2. Aici o ocazie bună. Apare Shib. Centrarea a fost excelentă, lovitura de cap însă ceva mai slabă. În Liga 3-a, din eșalonul inferior, vor promova tot 5 formații. Un sezon din Liga 3-a care, din ce citeam, va avea și a play-off și play-out. Jebari a încercat o schimbare de direcție, oricum chiar și la aceste mingi respinse, tot oamenii CXRD sunt primii. Au de poartă. Colegii de la Liga 2 Pro Sport notau faptul că 7 cluburi din cele 20 au suferit modificări în această vară. În noul sezon de Liga 2 vor participa echipe importante. Spuneau ei Steaua, Petrol, U Cluj, Poli Timișoara, Poli Iași, FC Brașov și Ripensia. Însă spuneau ei, numai puțin de 7 din cele 20, deci mai mult de o treime, și-au schimbat denumirea, fie prin cesionarea locului, fie prin rebranduire. Hai să vedem aici acțiunea lui Kuznauskas. Exemplu, Politehnica Timișoara. Este SSU Politehnica Timișoara, secția de pe acțiuni, care a cesionat locul din Liga 2 de la ASU Politehnica Timișoara, iar ulterior, sigur, FRF i-a aprobat solicitarea de utilizarea mărcii Politehnica Timișoara. Unirea Constanța, care și-a schimbat numele din AFC Farul Constanța, după ce brandul FC Farul a fost cedat către clubul de Liga 1 Viitorul, știm bine și acest aspect. Pensia, de asemenea, a trecut prin o schimbare de nume, Dacia Unirea Brăila, FC Brașov. Aici un șut pe care îl reține portarul Szilard. FC Brașov a cesionat locul de Liga 2 de la Corona Brașov.
Și apoi, sigur, s-a acceptat această utilizare a mărcii FC Brașov. O nouă ocazie, de data asta în partea cealaltă, după ce Vali Gheorghe a ratat cea mai importantă șansă a Astrei Giurgiu de a deschide scorul. Multe mingi au venit de la Peter Gal de pe dreapta. Kuznauskas cu a doua mare oportunitate. Avem și echipa CS Comunal Schellimber, care a cesionat locul de la viitorul Schellimber. Să spunem că peisajul ligii secunde este unul destul de pestriț aici. Un șut din voleu cu latul al lui Șib. Iarăși start de repriza a doua foarte bună, așa cum s-a întâmplat și în prima repriză pentru Csíkszereda. Notăm totuși și ocazia importantă, ratare monumentală a lui Vali Gheorghe din urmă cu câteva momente. Liga a doua a reușit să obțină niște bani în plus din televizare. Se pare în jurul la 5.000 de euro în plus față de sezonul trecut. Fiecare echipă ar primi în acesta 32.500 de euro. A fost o creștere de 15%. S-a semnat un nou contract de televizare pe 3 ani. Arăș Brașoveanu, de altfel, făcea o declarație pentru Liga 2.ro. Spunea el că vor fi dați 650.000 de euro pentru aceste drepturi. Sezonul următor vor fi 700.000, iar în ultimul 750.000. Iar banii din drepturile TV vor fi împărțiți de FRF în mod egal celor 20 de echipe de Liga a doua în 3 tranșe. Sunt bani care aș spune că sunt nesperați pentru nivelul ligii secunde. Vali Gheorghe. Aici e o preluare și un șut, este gol! Gol marcat, cred, de David Brăilă, minutul 57. După câte ocazii a ratat Csíkszereda, prima echipă care marchează este, iată, Astra Giurgiu. David Brăilă, înțeleg că îi se scrie de fapt numele, driblează scurt, trece acolo destul de ușor de Kelemen. Pasa vine de la Vali Gheorghe. Dribling frumos, un șut cu piciorul stâng. Nu știu dacă nu cumva chiar printre picioarele portarului. Vom vedea aici. Cred că printre picioarele portarului Szilard. Și iată că Astra Giurgiu reușește să marcheze pe fondul unei neatenții din partea defensivei gazdelor. Foarte mult spațiu lăsat lui Vali Gheorghe. El a reușit să se apropie de careu, să centreze pe jos, destul de precis. Marcaj mult prea larg mi s-a părut. Aici e o fază prin care, iată, dar ce ratări! Putea să-și repare greșeala un pic mai devreme Kelemen. Brațul ridicat, a fost offside.
e foarte clar la care dintre minșert este că nu aici. Ce poziție regulamentară. Da, probabil că în acest moment, la încercarea de reluare din fața porții lui David Bor, Popa acuză niște dureri la mâna stângă. S-ar putea să fi încasat o gheată. Indiferent cu ce rezultat bun ar pleca de aici Astra, dacă se va întâmpla așa, fie rezultat de egalitate, fie chiar victorie, un mare, mare merit îl are portarul Popa. Degajare precisă până la Riza. Jebarico, pas în dreapta, din nou Kelemen. A avut mai multe centrări din această poziție. Mingea se întoarce la el. Își face mingea pe dreptul. A dat impresia că va șuta Azaroș. Se cere penalti aici, o cădere mult prea ușoară a lui Krujnauskas, care primește cartonaș galben pentru simulare. Două mari ocazii a ratat Krujnauskas în minutul al 9-lea și în minutul al 9-lea al reprizei a doua, minutul 54. Te făceai de râs ca arbitru dacă te lăsai păcălit de o asemenea cădere. Va ieși chiar autorul golului, David Brăilă. În locul său intră Paulian Banu. Ionuț Zaharia a intrat în locul lui David Brăilă. Treizeci de minute la dispoziție pentru Csíkszereda, care aș spune în mod nu tocmai meritat, este condusă acum pe tabelă. Bun, reacția Astrei la ieșirea de la vestiare a fost una mult mai bună. A avut o bună oportunitate. Florian Banu abia intrat pe teren, ia cartonaș galben, așa cum s-a întâmplat cu Laurent Kovac de la Csíkszereda și el cred că tot așa, în primul minut de la intrarea pe teren. În prima repriză Csíkszereda a mai pierdut un jucător pe Claudio Apro, fotbalist de pe flancul stâng care s-a accidentat. A fost vina lui, s-a întins, a încercat de posedare și aici e faza golului. Foarte, foarte ușor a trecut de Kelemen. De asemenea, mult prea relaxată defensiva Csíkszeredei pe partea dreaptă, lăsându-l pe Valentin Gheorghe să se apropie atât de mult de careu și să paseze cu latul.
Da, câțiva dintre jucători, dintre jucătorii schimbați mai erau încă prin tribune. L-am văzut pe Brăilă privind așa cu interes, poate chiar cu oarecare îngrijorare această fază fixă. Totuși, distanța mare, se pregătește să bată David Bor. Mingea n-a fost șutată rău. Din nou intervenție promptă a lui Popa. Cred că sunt 30 de metri. Dacă mingea era chiar pe spațiul porții, însă Popa, pentru a fi sigur, a respins. Ireproșabil portarul Astrei. Sezonul trecut Mihai Popa a avut și 11 prezențe în teren pentru Astra în meciurile de Liga 1. A început să apere practic de la finele lui 2020, după noiembrie. Și în acele meciuri, în multe dintre ele, a avut prestații lăudate. Am mai și greșit. Avea numai 19 ani. Un portar destul de înalt, 1,90 m. O portar care a trecut scurt și pe la Rapid, dar care, spuneam, a venit de la Farul Constanța. El se întoarce practic în Liga a doua, jucând, fiind titular încă de la 17 ani, aproape 18, în poarta Farului Constanța și chiar în cea Rapidului. Aici o situație complicată pentru poarta Astrei. Șut prost al noului intrat Laurent Kovaci. Da, Șerban s-ar putea să se fie accidentat după acest duel. Șerban iese ținut de mână și va cere curând arbitrului să-i permite revenirea pe teren. Îngrijiri medicale și pentru Azaloș. Spuneam la începutul reprizei a doua că acum s-au desfășurat ostilitățile. Astra nu poate să spere la mai mult de un rezultat de egalitate. Iată însă că are 1-0 pe tabelă. A domolit din nou elanul echipei gazdă și cine știe, poate să obțină niște puncte, 3 puncte nesperat de mari. Balighiorie. Popa a fost invitat de Gheorghe să joace spre stânga lui, însă Popa a știut mai bine. I-a venit mai ușor, fiind de picior drept, să trimită spre dreapta lui. Kelemen cu un șut. A prins multe obiecte zburătoare, această plasă mare din spatele porții. Au fost câteva execuții modeste, dar și câteva foarte bune. Nu suficient de bună însă pentru a-l bate pe Popa. Crecu. F-
foarte calm s-a descurcat acolo Riza. Mingea ricoșează spre același Riza, care câștigă duelul cu Kelemen. Cred că îi se dă cartonaș galben pentru un fault. Probabil că i s-a părut arbitrului că Riza l-ar fi călcat pe Kelemen. Recunosc că în timp real nu mi s-a părut acest lucru. Dacă minge aici, nu l-a atins. Așa că intenția poate să fi fost cea pedepsită, însă nu mi s-a părut că îl atinge efectiv cu piciorul stâng. Alte două schimbări. Iese Levente Bara. În locul său intră Rodri Hernando. Da, nervos vârful de atac Krujnauskas. Schimbat și el, a avut două mari oportunități. Intră Hodgiai. Hai mă! Mingea reluată și este gol. Însă de la margine cred că se ridică din nou Fanion. Treia oară când astfel de gol este anulat. Hai să vedem încă o dată. Da, cred că este offside. Cel care se afla cel mai evident în offside era David Bor. El nu joacă mingea, dar am impresia că se implică, influențează faza și am impresia că și Vere Guț era în afara jocului în momentul centrării. Mai greu de spus. Pentru câțiva centimetri, iată, Csíkszereda rămâne fără gol. Fără gol validat, pentru că a băgat mingea în plasă câteva ori. Pasă slabă a lui Iazaloș. Jucătorii astăzi încep să paseze parcă cu mai multă dezinvoltură. Și aici e o trecere frumoasă. Vali Gheorghe, spuneam, cu niște calități mult peste media ligii a doua. Și pasa lui dată pentru Stahl cu exteriorul de bună calitate. Stahl se întoarce. Aici a venit Vere Guț un pic mai devreme. Corner bătut scurt de Astra. Etapa viitoare, Astra Giurgiu va juca cu viitorul Pandurii Târgu Jiu. Și apoi din nou în deplasare cu Dacia Unirea Brăila. În această lună august ar mai fi partida acasă cu Unirea Slobozia. În timp ce pentru Csíkszereda urmează meci tare cu Petrolul 52 în deplasare. Csíkszereda va avea apoi din nou un meci la în fața propriilor suporteri cu cei de la Concordia Chiajna. Din nou minge în poartă. Din nou însă offside. Dar decizia aceasta cred că este proastă. Cred că golul lui Sufian Jebari a fost anulat aiurea. Cred că în momentul pasei Jebari era în poziție regulamentară.
Toate celelalte decizii cred că au fost corecte, însă aici, în minutul 74, brigada de arbitri cred că a luat o decizie slabă. În primul rând e vorba de arbitrul Ionescu, Mihai Marian Ionescu. Este Ștal, intră Gabriel Dumitrașcu. Merită revăzută faza acestui gol anulat, al patrulea gol anulat. Riza a intervenit, acordă cornea. Nu mi-aduc aminte atâtea goluri anulate într-o singură partidă de Liga a doua. Toate pe motiv de offside. Și toate la limită. Cred că unul singur a fost într-o poziție mai clară. Însă aici, acest ultim gol, pe care nu l-am văzut validat, cred că a fost totuși marcat din poziție regulamentară. Hernando cu acea minge aruncată în careu și sigur că apar tragerile de timp. Florentin stângă. A fost mijlocaș central. A început la FC Brașov și a trecut pe la mai multe cluburi din România, Liga și la Juventus București. Aici sigur că a fost offside. Nu asta era situația. O minge care l-a lovit într-adevăr pe Kelemen, aflat în poziție neregulamentară. Probleme sunt la acea reștea lui Jebari din minutul 74. Hai să vedem încă o dată. Aici nu cred că este în offside. Cred că îl scoate din offside Vasilescu. Gol, din punctul meu de vedere, perfect valabil. Anulat greșit. Scapă Astra. Până la urmă, de ce a fost mai greu, a scăpat. Ar mai fi vreo 15 minute, grosomodo, cu tot cu prelungiri. Minge bubuită în față de Kelemen. Hai! Peter Gal nu obține faultul. Publicul, atât cât este prezent, inflamat de ultimele decizii ale brigăzii. Repet însă, până la faza acestui ultim gol al lui Jebari, nu am detectat nicio decizie incorrectă. Jebari cu pasa. De ce nu fi tras din prima? A vrut să-și facă mingea pe piciorul stâng, fiind tot de jucător de picior drept. Peter Gal, Andrejdu. Iată-l pe Jebari, autorul gol de mai devreme. Și cineva se va alege cu un cartonaș galben, cred. Dar nu e foarte clar cui a fost dat acest cartonaș galben. Oricum cuiva din staful Csíkszeredai, cred.
Popa ezită înainte să degajeze, asta s-a văzut în calitatea mingii. Bur aruncă de la margine. Rare ori în fotbal se întâmplă să marchezi de atâtea ori și să-ți fie anulate toate reușitele. Mai mult să domini copios, să ai ocazii foarte mari și până la urmă să te trezești că pierzi meciul, ceea ce e foarte posibil. Astra cu două importante șanse de a marca, una transformată. Aici este șutul lui Peter Gal Andrezli. Riza se uită peste umăr să vadă dacă îl presează cineva. De toată echipa CXRD-i în apropierea careului. Jebari cu centrarea. Minge reluată cu capul din plonjon de noul intrat. La primul meci jucat în acest sezon, pe teren propriu, iată CXRD-a la un pas să își ne mulțumească de plin susținătorii. Grecu primește cartonaș galben. Așa că nu cumva, pentru că nu a părăsit terenul când i s-a făcut semn. Robert Grecu vede acest cartonaș galben. Fotbalist destul de tânăr și el, la 23 de ani, om care în ultimii 2 ani a fost la Argeș-Pitești. Popa. Vali Gheorghe obține faultul în duelul său cu Azaloș. Galben și pentru Azaloș, după această intervenție, e clar că sare în planul adversarului, că pune cotul în ceafă. Vali Gheorghe însă nu cred că a fost lovit atât de puternic. Dar, sigur, asta este o echipă mult prea chinuită încât să nu încerce cu toate mijloacele să țină de un astfel de rezultat. Cumva nesperat, chiar dacă, repet, CXRD-a venea după o înfrângere în etapa întâi. Era până la urmă un meci pierdut în fața CSEA Steaua București, formație care nu va avea drept de promovare. De altă parte, nu știi niciodată ce artificii tehnice se mai fac și te trezești că echipa Ministerului Apărării până la urmă va ajunge să joace în Liga 1. Sunt bani mulți pe care consiliile locale, primăriile le dau către echipele profesioniste de fotbal, sub o formă sau alta.
Știu, veți spune bani fără de care multe dintre aceste echipe nu ar supraviețui. Pe de altă parte, nivelul fotbalului pe care îl prestează, ai zice că nu justifică aceste sume care se scurg spre echipe de Liga 2, Liga 1 chiar. Un nivel din ce în ce mai scăzut. Vedem cum practic echipele din fotbalul românesc nu mai au nicio șansă în cupele europene, cu excepția CFR-ului. Să ajung să fie scos din competiții de formații din periferia campionatelor europene e trist. Și atunci te întreb dacă aceste sume într-adevăr mai trebuie injectate sau nu în fotbalul românesc. Când sunt alte multe sporturi care ar putea să se folosească just de acești bani, sporturi olimpice, sporturi unde avem cu adevărat șanse să însemnăm ceva. Da, e o discuție mult prea lungă, nu și are poate rostul pe larg aici. Cert este că Astra Giurgiu intră în ultimele 5 minute ale acestui meci cu un avantaj de un gol. Cixere, dar caută soluții. Dacă fața jocului din primele 50-60 de minute ne spunea povestea unei echipe care foarte aproape să marcheze și probabil chiar să câștige această partidă. Acum Cixereda cred că s-ar mulțumi, ar spune mulțumesc și pentru rezultat de egalitate. Zanfir a acuz o lovitură la gât, însă el a fost șters pe umăr. S-a părut că a dat mai rău cu capul de pământ după ce s-a aruncat pe jos. Vrea să se auto-accidenteze pentru că acea mică atingere nu era de natură să-i provoace căderea. În fine. Grecu are aici un sprint cu balonul la picior, până la urmă intervenție bună a lui Azaloș, care avea galben, a riscat. Dată pe Azaloș. Respirând ca o locomotivă. Riza aruncă de la margine. Încă o modificare. Iese Azaloș și intră Mezaroș. Cred că după ce a băgat acea alunecare s-a ales cu o întindere în zona inghinală. Minutul 88. Astra vine sus pentru a întârzia această construcție. Mai mult mingea a șutat acolo de Silar de ajunge la Grecu. Poate că Astra ar putea să joace un pic mai curajos în meciurile viitoare, să vină un pic la pressing. Astăzi cred că a avut noroc să marcheze un gol și mai ales a avut mult noroc să nu primească gol, cel puțin până acum. Jebari e un jucător care cred că merită
utilizat in extenso de Csíkszereda, da? Pentru nivelul acestei echipe e foarte bun, poate chiar peste medie. Lovitură de cap. Să vedem câte minute suplimentare vor fi arătate de la margine. Galben pentru tragere de timp a arătat lui Mihai Popa în bună măsură artizanul acestei victorii. El a dat posibilitatea echipei să obțină ceva din această partidă. Am notat 4 excepționale intervenții. Per total cred că au fost vreo 6-7. Banu cu acele schimbări de direcție. Un gest tehnic destul de bun. Riza, care are cartonaș galben, a pierdut acea minge. Aici nu se dă nimic la intervenția lui Vasilescu. Minge întoarsă pentru Popa. Vasilescu presat va degaja în lung de linie. Nu face prea grozav. E Peter Galandrești. Din nou mingea la el. Noul intrat Mezaroș cu centrarea pe jos. Au fost mingi mult mai problematice pentru Popa, care se alintă puțin în iarbă. Dar numai puțin, pentru că are deja un galben pentru trageri de timp. A pornit o alarmă de undeva, nu dau seama de unde. Cert este că se potrivește cumva cu așa, acest sentiment de panică prin care cred că trec jucătorii Csíkszereda. Miercurea Ciuc mai are la dispoziție 5 minute să facă ceva. Au fost 6 minute arătate de la margine. Nu uitați, iubitori ai fotbalului, de la 18:30 aveți farul Șepși. Meci de Liga 1. Aici e un șut pe care îl reține Popa. Ar fi a doua înfrângere consecutivă pentru Csíkszereda. Cred că erau foarte puțini cei care se gândeau că astăzi Astra ar putea să se bată. Patru minute. Nu știu că arbitrul a judecat corect acest duel. S-ar putea ca tușa să fi fost de fapt a Astrei. În fine. Peter Gal aruncă repede de la margine. Jebari cu centrarea. Șib se duce și recuperează balonul. Kovaci a încercat o pasă printre, o pasă filtrantă. N-a reușit să-l găsească pe vârful de atac. Nu știu că a fost o idee bună înlocuirea lui Krujnauskas, pentru că, deși a ratat două mari oportunități, Krujnauskas mi s-a părut un fotbalist care poate să pună probleme serioase defensivei Giugiuvene. Tine! Tine!
Nu cred că mai e niciun jucător de la Csíkszeredán propria jumătate, cu excepția portarului. Szilárd degajează însă mult prea tare, iar Popa se așează cu respect în genunchi în fața balonului. Popa însă cred că se va bucura de un respect suplimentar din partea coechipierului și coechipierilor și probabil că și al antrenorului stângă. După acest meci în care a făcut lucruri foarte bune. Vasilescu aici nu avea voie să greșească și a jucat la siguranță în margine. Aruncă imediat Peter Gal. Mezaroș cu centrarea în fața porții. Faza nu s-a încheiat, e talpă, cred, dar ridicată de Vereguț. Piciorul sus, talpă. Și aici o ultimă schimbare, mă gândesc. Va ieși Vali Gheorghe în locul lui Valentin Gheorghe. Intră Alexandru Giuruiu. Nume puțin spre deloc cunoscute pentru Astra Giurgiu, dar cred că este o situație cu care fanii echipei trebuie să se obișnuiască. Cu toate astea, Astra ar putea să obțină 3 puncte importante pentru moralul formației. Este și Grecu, intră Tiberiu Giuroiu. Doi frați, Alexandru Barton Giuroiu și Ioan Tiberiu Giuroiu, despărțiți de un singur an. Tiberiu e în 2003 născut, fratele lui mai mare cu un an. Oricum, foarte tineri, 18, respectiv 19 ani. Am trecut de cele 6 minute. Partida va fi prelungită cu cel puțin 6 minute, la minutul 10. Crainicul Arenei abia acum s-a trezit, spune câte minute va fi prelungită partida. Am trecut de cele 6 minute. Astra mai are o fază fixă care beneficiază după această ținere. Marius Omuț, n-aș putea spune că are pe conștiință vreo greșeală de arbitraj, mai degrabă tușierul la faza acelui gol al lui Jebari. Repet, din minutul 74. Gol anulat pe motiv de offside, relurile însă nu au venit să confirme corectitudinea acelei decizii a arbitrului Ionescu. Pot să mă înșel, însă mă îndoiesc. Se termină meciul. Csíkszereda este învinsă de Astra Giurgiu cu 1-0.